Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a participa la acest briefing. Am decis să organizez acest briefing ca urmare a evenimentelor din ultimă perioadă la care suntem cu toții martori și care afectează interesele statului, dar și a fiecărui cetățean luat în parte. În ultima perioadă de timp nu am dat replici declarațiilor acide ale colegilor de alianță, pentru că noi am fost votați cu toții de către cetățeni, nu pentru a ne certa, ci pentru a guverna. De aceea o să folosesc această oportunitate să mă adresez domnilor voastre, cetățenilor Republicii Moldova, făcând abstracție de viziunile politice pe care le avem fiecare dintre noi. Astăzi suntem martori unei campanii de sacrificare a intereselor statului, în numele intereselor unei singure persoane, unei persoane obscure. Această persoană și-a cumpărat un loc în politică, iar acum vrea să-și cumpere o țară. Pentru el, astfel de noțiuni ca statul de drept, democrație, integrare europeană, bunăstarea cetățenilor, sunt doar cuvinte fără de sens. Această campanie are două elemente distincte. Ambele sunt realizate prin aceleași metode, aceleași instituții și chiar aceleași persoane ca în perioada guvernării comuniste. Primul element ține de supunerea politică totală a unor instituții de drept, care se manifestă prin fabricarea de dosare la comandă, care după o tăcere și inactivitate de 3 ani au început să apară cu viteza luminii. Al doilea element este cel de ordin mediatic. Monopolizarea presei cu scopul de a distorsiona agenda publică de la tăinuirea unor crime grave, de la agenda de guvernare asumată de toate partidele alianței, de la afaceri ilicite a unor personaje cu acoperire politică. Cei care au lansat această campanie urmăresc un singur scop: păstrarea, conservarea situației în care procesul de integrare europeană se promovează doar la nivel de vorbe. Aceste acțiuni plasează Republica Moldova într-un pericol iminent de a pierde toate acele cuceriri pe care le-am obținut împreună în cei 3 ani de guvernare. Republica Moldova este sub asediul unei structuri oligarhice gata să țină ostatici cetățeni, o țară întreagă, numai pentru a-și satisface propriile interese. Această stare de lucruri nu poate fi continuată, pentru că pune sub semnul de întrebare nu doar parcursul european al guvernării, pe care ne l-am asumat, de comun acord de altfel, dar însă și existența statului de drept Republica Moldova. Eu nu am crezut niciodată că după mai bine de 3 ani de guvernare voi ajunge în situația în care se constat că cel mai mare pericol pentru viitorul Republicii Moldova vine nu din afară, ci chiar se află într-un fel la guvernare. Acest pericol se numește lipsa de responsabilitate, incapacitatea unor politicieni de a pune interesele țării mai presus decât ambițiile personale. De fiecare dată am taxat gravele derapaje antidemocratice la care s-au dedat unii membri ai Alianței pentru Integrare Europeană. Dar în loc să fiu susținut în aceste demersuri și acțiuni, de cele mai multe ori am fost obstrucționat și chiar șantajat. Nu este un secret că în toți acești mai bine de 3 ani am avut practic un singur partid la guvernare. Alte două formațiuni au preferat să facă front comun, să-și decline responsabilitatea pentru actul guvernării, să se poziționeze de facto în opoziție, iar desele atacuri împotriva guvernului, la care ați fost cu toții martori, confirmă cu lux de amănunte acest lucru. Afirm cu toată certitudinea că în această perioadă Guvernul Republicii Moldova a întrunit practic toate condițiile caracteristice unui guvern minoritar, ba mai grav, în guvern au activat reprezentanții partidelor politice care foarte des
au obstrucționat activitatea întregului guvern. Mai mult decât atât, multe din partidele aflate formal la guvernare au încercat să instituie diferite piedici, au încercat să obstrucționeze actul guvernării, percepându-l ca pe un exercițiu politic al unei singure formațiuni. Partidele din alianță și-au delegat reprezentanții în guvern, dar trebuia să înțeleagă că din momentul în care aceștia au devenit membri ai guvernului, ei nu se mai subordonează liderilor săi de partid sau oligarhului care le stă în spate. Ei urmau și urmează să se subordoneze programului de guvernare și interesului cetățenilor. Pentru că mandatul nostru, a tuturor membrilor Cabinetului de Miniștri, este oferit de cetățeni pentru a guverna, nu pentru a distribui pe criterii politice până și pădurare. Numai o echipă consolidată care are același scop comun, realizarea programului de guvernare pentru care am fost votați de cetățeni, poate atinge acele obiective care ni le-am propus. Stimați concetățeni, reacția absolut firească a societății la tragicul caz din Pădurea Domnească, din data de 23 decembrie 2012, a declanșat un adevărat război politic. Dirijați de interesul autoconservării, dar și de instinctul de haită, acești pretinși politicieni, funcționari de înalt nivel, nu și-au dat seama că descreditează Republica Moldova. Instinctul lor a fost să acopere crima unei omucideri cu încă o crimă, mușamalizarea și lansarea unui război politic bazat pe șantaj. Unele instituții media angajate politic au început să-mi reproșeze mie comportamentul lașilor de la acea vânătoare. Nu eu i-am pus pușca în mână lui Zupco, nu eu i-am trimis la vânătoare, nu eu i-am determinat să tăinuiască această crimă. Lașitatea și supunerea unui personaj obscur i-a făcut complici de tăinuirea unei crime. Iar acel care i-a supus va fi pedepsit pentru aceasta, dar și pentru toate fără de legile pe care le-a comis. Neelucidarea acestui caz atât de grav ar fi putut pune cruce pe visul nostru european, dar și ar fi subminat încrederea de care încă beneficiem în ochii cetățenilor Republicii Moldova. Dar cel mai important este ce au simțit oamenii în aceste săptămâni. Că s-a reușit să se tăinuiască o crimă prin edificarea și manipularea unui sistem de justiție paralel și personal. Oamenii au înțeles că cineva reușește să-și facă propriile legi. Cineva decide singur ce crimă trebuie pedepsită, iar care camuflată și tăinuită. Eu personal, dar și colegii, eram conștienți că după poziția tranșantă adoptată pe cazul tăinuirii acestei crime, vor urma atacuri. Asupra mea, asupra membrilor echipei mele, se vor face întregi campanii media cu scopul de a ne descredita, de a ne determina să ne înțelegem, așa cum de foarte multe ori s-a reușit la Consiliul Alianței, pe sub masă, în numele unor valori pretinse. Adevărul este că această campanie a ajuns să pună în pericol nu persoanele vizate, dar instituțiile statului și, în consecință, cetățenii Republicii Moldova. Un atac murdar asupra băncii de economii, doar pentru a sustrage atenția de la cazul Pădurea Domnească, nu poate fi numit altcumva decât diversiune împotriva propriilor cetățeni și a siguranței naționale. Ghidați de instincte, lăsând la o parte orice rațiune, acești așa numiți politicieni s-au făcut a nu înțelege care este adevărata miză anului 2013 pentru Republica Moldova. Ori anul curent este unul hotărător pentru parcursul nostru european, este anul în care trebuie să susținem testul la democrație în fața partenerilor noștri europeni, dar cel mai important în fața propriilor cetățeni. Este crucial ca toți politicienii să înțeleagă
un lucru important. Parcursul european înseamnă construcția unei democrații funcționale și nu a uneia decorative. Nu este nici pe departe suficient doar să vorbești și să aștepți semnarea unor acorduri sau documente. Este important și cetățenii așteaptă schimbarea realității. Vor instituții puternice care să le apere interesele lor, nu ale unor clanuri oligarhice. Democrația înseamnă instituții funcționale, indiferent de culoarea politică a guvernării. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă, în primul rând, colegii mei de alianță. În ultimul timp am fost martori a unor campanii fără precedent, îndreptate împotriva Ministrului Sănătății, Ministrului Finanțelor, asupra Băncii de Economii, asupra Guvernului în întregime. Și eu vreau aici să vă asigur că nu este vorba de lupta cu corupția. Eu cred ferm că orice abuz de putere, orice ilegalitate trebuie să fie investigat și sancționat. Eu am demonstrat personal, prin acțiuni și schimbări de miniștri, alți funcționari, că nu tolerez abuzurile și nu tolerez incapacitatea. Însă acum noi nu avem de-a face cu lupta cu corupția, ci cu un șantaj grosolan, primitiv, politic. Eu sunt sigur că dumneavoastră înțelegeți că cei care atacă astăzi Banca de Economii știu că această bancă are cea mai mare lichiditate din întreg sistemul bancar din Republica Moldova. Știți și cei care au făcut tot acest scenariu că dosarul intentat Ministrului Sănătății a fost unul încheiat, sau contractul a fost încheiat cu respectarea tuturor normelor legale și inclusiv cu avizul Centrului Național Anticorupție, care a și ridicat această zarvă. Noastră, credeți că cei care l-au atacat pe Ministrul Finanțelor nu știa că el a acționat în baza deciziei unei instanțe de judecată? Toate aceste lucruri le cunosc și le înțeleg la perfecție acele lipitori apărute încă în perioada guvernării comuniste, care recurg la aceleași metode de îmbogățire și șantaj pentru că sunt singurele pe care le cunosc. Și aici vreau să vă spun că cam până aici s-a mers și nu le va reuși. Astăzi, Republica Moldova amintește de un câmp de luptă. Pe de o parte avem o armată bine dotată cu structuri ale statului supuse intereselor personale, printre care Consiliul Național Anticorupție, în care eu am avut mare speranță, având în vedere reforma la care a fost supus, procurori, televiziuni, posturi de radio, ziare, analiști, pseudo-ungiști care acționează la comandă. Iar pe de altă parte, îi avem pe cei care continuă să lupte în fiecare zi, crezând că mandatul primit în 2009 de la cetățeni încă mai poate fi transpus în viață. Este momentul să recunoaștem ferm că această armată, evitând competiția politică prin scheme la fel de obscure prin care s-a îmbogățit și a cumpărat funcții politice, partide, are un singur interes. Și acesta nu e compatibil cu interesul Republicii Moldova și a cetățenilor acestei țări. Recent, un lider politic mă întreba, nu mai țin minte exact, vorbind cu paharul sau cu monitorul, dar oare nu am știut cu cine mă leg când am constituit Alianța pentru Integrare Europeană? Îi răspund acum. Am tolerat mult această situație. Am greșit crezând că lucrurile se pot schimba și că vom putea acționa în beneficiul țării. Credeam că am ales răul cel mai mic. Însă răul cel mai mic vrea și continuă să crească, trăgând în jos și guvernarea, dar și întreaga țară. A venit timpul să oprim aceste fără de lege.
Vă declar cu toată responsabilitatea că nu mă interesează o persoană sau alta, sau identitățile cuiva. Pe mine mă preocupă sistemul criminal construit de unii, pentru că acest sistem a stat ca o lipitoare în spatele cetățenilor mai mulți ani, înainte de 2009, și acum se dorește păstrarea lui. De asemenea, mă preocupă fenomenele pe care le promovează cu vehemență unii, și anume corupția politică, inclusiv prin cumpărarea directă a alegătorilor și aleșilor locali. Cazurile care sunt atât de relevante din Găgăuzia și nu doar, ne arată cât de periculos este acest fenomen. Controlul instituțiilor, justiției, mass media, gestionarea frauduloasă a întreprinderilor de stat, atacurile raider, mușamalizarea crimilor, operarea dosarelor la comandă, promovarea monopolurilor și alte fenomene nocive pentru statul nostru. De aceea este timpul ca actuala clasă politică să înțeleagă că demisia unui personaj de acest fel nu trebuie pusă pe același cântar cu Alianța pentru Integrare Europeană, cu interesele cetățenilor. Oamenii vor ordine. Oamenii, cetățenii Republicii Moldova, vor siguranță în propria lor țară. Cetățenii doresc readucerea instituțiilor statului și, în primul rând, a justiției în cadrul constituțional. Iar în loc de replici acide, Republica Moldova are nevoie de accelerarea procesului european. Eu sunt unul din fondatorii Alianței pentru Integrare Europeană 1 și 2. Am făcut și voi face tot posibilul ca să păstrăm Alianța. Dar nu cu orice preț. Pot accepta orice compromis politic, administrativ sau de conjunctură. Dar eu nu pot accepta și nu voi mai accepta niciun compromis atunci când vorbim de bunăstarea cetățenilor, combaterea corupției, a schemelor raider, egalitatea fiecăruia în fața legii, valori europene, în fapte, nu în vorbe. Eu știu că mulți dintre dumneavoastră consideră ceea ce se întâmplă în ultimul timp o bătălie politică. Vreau să vă asigur că ceea la ce asistați acum nu este o bătălie dintre partidele politice. Este o luptă pentru viitorul țării, unde de o parte sunt cei cărora le pasă de țară, iar pe de altă parte sunt cei cărora le pasă de propriul buzunar și le este frică să răspundă față de fără de legile pe care le-au comis. Eu fac un apel către oamenii de bună credință, dar mă refer aici, în primul rând, către colegii din Alianță, dar și față de colegii din partidele din opoziție. Trebuie să acționăm comun pentru a opri acest dezmărț, care este unul împotriva propriilor cetățeni. Colegilor din Alianță, Guvern și Parlament, vreau să le spun că, și să le aduc aminte, că am luptat împreună pentru un viitor mai bun în această țară, nu pentru a-i oferi unui singur om toate instituțiile țării, nu pentru a-i păstra în poziții de procurori sau anchetatori la Centrul Anticorupție, care în perioada de 7 aprilie au judecat și au procedat așa cum au procedat și care astăzi continuă să-și servească stăpânul prin mușamalizarea crimelor sau prin fabricarea dosarelor. Trebuie să recunosc că o parte din vină pentru această situație în care am ajuns o port personal. Prea mult timp am tolerat pornirile cu caracter vădit antidemocratic ale unora pretinși exponenți ai unei guvernări democratice. Prea mult timp a trebuit să fac cederi în numele Alianței, a viitorului democratic și european al Republicii Moldova. În timp ce noi guvernam, unii foloseau guvernarea Alianței pentru Integrare Europeană ca pe un paravan, pentru a-și camufla adevăratele interese, pentru a-și întări acele scheme defectuoase moștenite încă din perioada guvernării comuniste. În 2009 am pornit cu toții să construim o Moldovă europeană,
prosperă, liberă, democratică, cu instituții ale statului care activează în interesul cetățenilor. Am crezut sincer că unii se pot debarasa de apucăturile lor, dar m-am înșelat. Acei care au construit scheme criminale cândva, continuă și acum să-și facă interesele. Atâta timp cât unele gazete sau posturi de televiziune vor înțelege să ne spună că albul este negru sau că negru este alb, această țară se va afla într-un mare pericol. Sănătatea unei națiuni se bazează și pe calitatea presei, pe onestitatea sa. Atâta timp cât oamenii nu mai au încredere în această instituție fundamentală a democrației și libertății, care este presa, putem spune cu siguranță că avem o mare problemă. Aș avea un mesaj pentru cei care cred că dacă strâng cât mai multe instituții media sub același acoperiș, vor putea manipula mai ușor o națiune întreagă. Să știți că nu este așa. Justiția nu se face la televizor sau în editorialele scrise la comandă. Poate că ați preluat, ați confiscat afaceri, poate că ați confiscat gazete sau posturi de televiziune. Însă vreau să vă spun în cunoștință de cauză că nu veți reuși niciodată să confiscați conștiința oamenilor. Eu am fost în situația în care să merg din casă în casă, să vorbesc cu oamenii pentru a le explica anumite lucruri. Și dacă cineva crede că prin asemenea campanii de proporții mă vor încurca să duc mesajul către oameni, încă o dată revin în a spune, se înșală amarnic. Influența oligarhică în Alianța pentru Integrare Europeană a adus la deformarea sistemului politic în Republica Moldova, când activitatea instituțiilor statului doar în aparență corespunde standardelor democratice, iar în esență ele în permanență sunt supuse pericolului acapărării de către un grup de interese. Cel mai elocvent exemplu de denaturare a procesului politic este activitatea Consiliului Alianței pentru Integrare Europeană, care arbitrar și-a arogat dreptul anticonstituțional de autoritate supremă în stat, încercând pe această cale să substituie guvernul, parlamentul în luarea deciziilor politice majore, inclusiv în politica de cadre. Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană se vrea după atribuțiile sale un fel de politbiro a Comitetului Central al Partidului Comunist a Uniunii Sovietice, care decide tot, reducând Parlamentul și Guvernul la rolul de simple executori ai deciziilor unui organ prevăzut de Constituție și legile în vigoare. În același timp, unele partide din Alianță au împins în absurd principiul algoritmului politic la departajarea domeniilor de activitate în guvern, echivalându-l cu dreptul la moșie de partid și ingerința directă în activitatea instituțiilor de stat. Teza: sunt ministerele partidului meu, iar prim-ministrul nu are de ce să se implice, este o consecință a acestei stări de lucruri. În concluzie, acordul politic de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană trebuie revizuit, pentru că în forma sa actuală a devenit o frână în exercitarea actului de guvernare și duce la oligarhizarea și criminalizarea țării. În condiții de limitare reală a prerogativelor constituționale ale guvernului și a primului ministru în exercițiu, a devenit imposibilă realizarea programului de guvernare. Fiind conștient de responsabilitățile politice care îi revin primului ministru, în calitate de președinte al principalului partid de guvernământ și de șef al executiv al țării, și conducându-se de necesitatea respectării necondiționate a Constituției și legilor Republicii Moldova, Partidul Liberal Democrat din Moldova declară ieșirea sa din acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană, începând cu ora 14 din această zi. Concomitent, Partidul Liberal Democrat din Moldova se declară atașat în continuare programului de guvernare și continuă susținerea politică a Guvernului Alianței pentru Integrare Europeană,
având ca scop principal, ca scop principal integrarea europeană a Republicii Moldova. În continuare, Partidul Liberal Democrat din Moldova se adresează partenerilor din Alianța pentru Integrare Europeană să înceapă neîntârziat negocierea unui nou acord de redresare și de funcționare în continuare a majorității parlamentare în baza componentelor AIE, cu excluderea din textul noului acord a prevederilor neconforme legilor și practicilor democratice. Partidul Liberal Democrat din Moldova se declară împotriva declanșării mecanismului alegerilor anticipate și se adresează partenerilor din Alianța pentru Integrare Europeană să păstreze majoritatea parlamentară pro-europeană din actualul Parlament și să contribuie prin reformarea AIE la ridicarea eficienței actului de guvernare din Republica Moldova. În aceste condiții sunt impus să pun problema tranșant. Partidele membre ale Alianței pentru Integrare Europeană trebuie să-și reconfirme votul de încredere pentru guvern și pentru programul său de activitate. Dacă cuiva îi încurcă premierul Filat sau guvernul în întregime, să iasă și să o spună deschis și să înceteze, ori să înceteze atacurile asupra guvernului. Eu am declarat nouă dată și am demonstrat că nu mă țin de fotoliu și tot timpul am perceput funcția de prim-ministru prin prisma responsabilității enorme pe care o implică ea. Am acceptat această funcție ca urmare a încrederii acordate de cetățenii Republicii Moldova care au votat pentru partidul pe care am mare onoare să-l conduc. Dar și înțelegând prea bine că este o posibilitate istorică de a răspunde la acele așteptări care sunt în societatea noastră. Anul 2013, așa cum spuneam anterior, este unul extrem de important pentru Republica Moldova, atât din punct de vedere al avansării noastre pe calea integrării europene, cât și din punct de vedere al continuării reformelor. Este un an crucial pentru dezvoltarea țării noastre, care ne-ar putea ancora definitiv și irreversibil în parcursul nostru european, dar fac un apel către toată clasa politică, ca să nu uite că o istorie de succes se făurește prin munca asiduă zi de zi, prin fapte și nu prin vorbe. Iar aceste fapte impun niște condiții clare tuturor partidelor componente AIE. Nu sunt condiții noi, acestea se regăsesc și în programele partidelor politice de la guvernare și în programul de guvernare, dar în primul rând în mandatul oferit de cetățeni. Miniștrii urmează să îndeplinească programul de guvernare și nu indicațiile de partid. Scoaterea instituțiilor precum Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, instanțele de judecată de sub influența politicului și a intereselor economice înguste. Sancționarea celor care au coordonat și au încercat mușamalizarea crimei din pădurea domnească. Stoparea atacului mediatic dirijat asupra sistemului bancar din Republica Moldova. Demonopolizarea și depolitizarea mass-media din Republica Moldova. Investigarea și asigurarea unei gestionări eficiente a proprietății de stat. Aici mă refer și la telecomunicații, domeniul energetic și în alte domenii foarte importante pentru economia țării. Excluderea oricărei forme de corupere a alegătorilor. Și alte acțiuni, cum spuneam, care se regăsesc atât în programele partidelor, dar și în programul de activitate a guvernului. Și mai vreau să transmit un ultim mesaj. Orice încercare de șantaj politic, orice încercare de a împinge țara în alegeri anticipate de către colegii din Alianță trebuie să fie imediat oprite. În caz contrar, ei urmează să-și asume întreaga responsabilitate, dar și consecințele. Dar mai țin să le mai transmit încă un mesaj pe această cale. Că eu nu voi mai tolera folosirea instituțiilor statului în alte scopuri decât ale cetățenilor. Nu voi mai tolera derapaje antidemocratice
și nu voi mai tolera ca cineva să țină ostatici cetățenii unei întregi țări, cetățenii Republicii Moldova. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai bună.